Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt cecuri în alb. Am auzit lucrul ăsta încă de la începutul seriei și l-ați putut vedea scris și în promo. Și în dimineața asta ne aflăm în fața unei noi promisiuni. În dimineața asta ne aflăm în fața unei promisiuni prin care Dumnezeu se angajează că va fi cu noi și ne promite că, indiferent de bătălia în care ne aflăm, prezența Lui va fi acolo și ajutorul Lui va fi acolo. Vreau să vorbesc în dimineața asta despre o bătălie pe care fiecare dintre noi, la un moment sau altul, ne luptăm cu ea. Indiferent în ce domeniu activezi, indiferent la ce moment al vieții tale spirituale ești, fie că ești la început, fie că ești pe final, la un moment dat vei trece prin această bătălie. Și în mijlocul ei, promisiunea lui Dumnezeu este fascinantă. Nu-ți promite că te va ajuta să eviți bătălia, ci îți promite că va fi cu tine în mijlocul acestei bătălii. Și ce vreau să facem în dimineața asta e să vedem, în primul rând, cât de ușor poate să fie să ne facem vulnerabili în fața unei astfel de lupte. Și ca și orice luptă, avem un inamic, avem un dușman, îl cunoașteți, ați auzit despre el, e vorba despre diavol, care nu se va opri niciodată și Scriptura ne zice că el stă la pândă și caută locul ăla vulnerabil, caută momentul ăla în care să te prindă și să te lovească frontal și să te doboare. Și vreau să mă folosesc de un scurt pasaj din Scriptură ca să vedem cât de ușor poate fi să ne punem singuri în situații în care să ne fie așa de simplu, așa de ușor să ne întoarcem împotriva lui Dumnezeu. Statistic vorbind, cea mai prezentă luptă, și voi vorbi puțin despre ea în începutul mesajului, este ispita sexuală. Nu o să pretind că e aceeași luptă pentru fiecare dintre noi, dar statistic vorbind, e cea mai prezentă. Atât în rândul bărbaților, cât și în rândul femeilor, în mod deosebit, dacă te afli între 18 și 40 de ani, statisticile spun că este cea mai prezentă. Și o să vorbim puțin despre lucrul ăsta, și după aia o să ne uităm la cine stă în spatele ispitei. Nu vreau să mă opresc doar la bătălia, doar la ispita propriu-zisă, ci vreau să mergem mai departe să ne uităm la cel care stă în spatele ei. Și o să vorbesc despre un om care, Scriptura vorbește despre viața lui în 930 de versete. Avem 930 de versete care vorbesc despre viața acestui om. E un om mare, extraordinar, Dumnezeu s-a folosit de el. Și el a făcut lucruri extraordinare. Dar, de cele mai multe ori, ne amintim de el și ne amintim de viața lui prin ceva ce Scriptura relatează în trei versete. O viață de om, 930 de versete, și de multe ori se rezumă la ceva ce se întâmplă în trei versete. 2 Samuel, capitolul 11. O să citesc primele patru versete ca să avem și un context. La începutul anului, pe vremea când regii ieșau la luptă, David l-a trimis la război pe Ioab împreună cu slujitorii săi și cu tot Israelul. Ei i-au distrus pe fiii lui Amon și au asediat Raba. David însă a rămas la Ierusalim. Într-o seară, regele s-a ridicat din patul său și se plimba pe acoperișul palatului. De pe acoperiș a zărit o femeie plăcută la înfățișare, care se îmbăia. David a trimis pe cineva să afle cine este femeia și i s-a spus că este Batșeba, fiica lui Eliam și soția hititului Urie. David a trimis niște mesageri ca să o aducă la el. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. Apoi, ea s-a întors acasă. Ce s-a întâmplat? În esență, ce ne spun versetele astea? Ce s-a întâmplat? O viață de om, o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Și în trei versete, totul se duce de râpă. E bine, ce vreau să fiți atenți este că, în primul rând, David nu era acolo unde ar fi trebuit să fie. La început de an, primăvara,
Regii ieșau la război. David, el stă acasă. David nu era acolo unde ar fi trebuit să fie. David nu își împlinea chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru viața lui. El era regele Israelului. Și în vremea aceea, regele conducea armata, se afla în fruntea ei, nu acasă, la palat. David nu era unde trebuia să fie. Al doilea rând, David vede ceva ce n-ar trebui să vadă. Dați-mi voie să vă zic, dacă acum m-ați întreba când, unde și ce am predicat prima dată, nu cred că aș fi în stare să vă zic așa din scurt. Mi-ar trebui timp să mă gândesc, să mă uit în notițe. N-aș fi în stare. Dar dacă m-ați întreba când a fost prima dată, când am văzut ceva ce n-ar fi trebuit să văd, pot să vă spun cu detalii. Pentru că ispita asta are o modalitate de a intra în mintea ta atât de adânc și se întipărește acolo, încât chiar dacă au trecut 17 ani, știu exact ce s-a întâmplat. David vede ceva ce n-ar trebui să vadă. Și în al treilea rând, David face ceva ce n-ar trebui să facă. Știa că femeia e măritată. Oamenii lui au spus lucrul acesta. Știa. Și cu toate astea nu-l interesează. Și se culcă cu ea. Totul pleacă de la faptul că David nu era unde ar fi trebuit să fie. Vede ceva ce n-ar fi trebuit să vadă și face ceva ce n-ar trebui să facă. Sunt locuri în viața ta în care n-ar trebui să fii? Sunt lucruri pe care poate n-ar trebui să le vezi? Sunt lucruri pe care le faci și poate n-ar trebui? Câteva întrebări la care să vă gândiți. Vedeți, mi-a spus, problema mare cu păcatul este că întotdeauna îți va lua mai mult decât ești tu dispus să-i dai. Tu-i oferi o mână, vrei să încerci și el îți ia tot brațul. Întotdeauna păcatul îți va lua mai mult decât ești tu dispus să-i oferi. Te va duce mult mai departe decât ești tu dispus să mergi. Poate tu te gândești, încerc numai puțin, vreau să văd și eu cum e, să știu și eu despre ce-i vorba. Și te trezești 3-4 ani mai târziu, te dezmeticești și nu poți să-ți dai seama ce s-a întâmplat, unde s-a dus 3-4 ani și te lupți cu o chestie și nu-ți vine să crezi că ești dependent de lucrurile alea. Consecințele vor fi mult mai mari decât te-ai gândit. Și pentru cei familiarizați cu povestea, știți ce se întâmplă. Dar hai să facem o recapitulare scurtă. O relație extraconjugală, un copil în afara căsătoriei și doar ca să rezolvi lucrurile, adaugi și o crimă. Pentru că întotdeauna păcatul atrage după sine și mai multe păcate. V-am spus că mi-amintesc perfect momentul în care am văzut ceva ce n-ar fi trebuit să văd. Știți ce s-a întâmplat după? După ce m-am simțit vinovat, a trebuit să mint. Nu puteam recunoaște ce am făcut, nu puteam să spun la ce m-am uitat, a trebuit să mint părinții, a trebuit să mint prietenii și păcatul meu a tras după sine și mai multe păcate. Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată. Întotdeauna păcatul atrage după sine mai multe păcate. Și Scriptura e foarte drastică și o să fiu foarte sincer, foarte onest în dimineața asta. Scriptura este categorică. Domnul Iisus, când vorbește de problema asta, vorbește atât de drastic că uneori am zice că e puțin exagerat. Iisus zice că dacă te-ai uitat, doar dacă te-ai uitat cum nu trebuie la o femeie, ai păcătuit. De asemenea, și suntem foarte mulțumitori în dimineața asta că vorbește metaforic, spune că dacă ochiul tău, dacă mâna ta, dacă piciorul tău te face să păcătuiești, taie-l. E foarte, foarte direct, foarte drastic, Domnul Iisus, când vine vorba de ispita aceasta. Și vorbesc de ea doar pentru că, e bine, pentru că pot, pentru că sunt bărbat, pentru că am experimentat-o, pentru că înțeleg ce înseamnă lupta asta. Dar v-am zis, o să trecem puțin mai departe imediat. Și în ultimul rând, păcatul îți va cere un preț pe care n-ai nicio șansă să-l plătești.
te va duce mai departe decât ești dispus să mergi. Îți va lua mai mult decât ești dispus să oferi. Și îți va cere un preț pe care n-ai cum să-l plătești. Și nu vreau să rămân doar la ispita asta. Sunt multe altele. Sunt ispitele alea pe care le cunoaștem, sunt acolo în față, abuzul de anumite substanțe, jocuri de noroc, mai sunt și păcate mai subtile, mai perfide, care te rod din interior, sunt foarte multe și fiecare dintre dumneavoastră vă știți lupta, știți care e lucrul care e în fața voastră și cu care vă luptați. Ce vreau să subliniez este că fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, avem o bătălie de dus. Nu există o altă variantă, nu poate fi ocolită, nu poate fi evitată, trebuie înfruntată direct. Fiecare dintre noi avem o bătălie de dus și avem un dușman extrem de inteligent, extrem de perfid și care ne urăște. Îl urăște pe Dumnezeu și ne urăște pe noi, pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu. Avem o mare bătălie de dus. Stăteam și mă gândeam la ideea asta de luptă. Eu nu sunt luptător. În toată viața mea am fost implicat în două bătăi. Pe una am pierdut-o și pe cealaltă n-am câștigat-o. Deci nu sunt un mare luptător. Dar pot să vă spun ceva cu certitudine. Dacă s-ar întâmpla cumva ca cineva să intre la noi în casă, vă promit că nu o să o trimit pe Ioana, pe soția mea, să vadă ce se întâmplă. Și nici nu o să stau ascuns sub pat, sperând să nu-i facă rău fetiței mele. Nu. În momentul, în secunda 2, am pus mâna pe telefon, pe lampa de pe noptieră, pe cartea aia de teologie cu coperțile de carton, care e mai tare. Și ce prind în mână devine o armă letală. Deci nu există o altă variantă. Și mă lupt până când unul dintre noi nu mai respiră. Dar mă lupt să-mi protejez familia, să-mi protejez casa, să mă protejez pe mine, să-mi protejez copilul. Avem o bătălie de dus. Fiecare dintre noi suntem atacați în fiecare zi de dușmanul nostru. Sănătatea noastră, viața noastră, familia noastră, copiii noștri, integritatea noastră morală, spirituală, toate lucrurile astea s-a atacat în fiecare zi. Nu există nimic off-limit. Dușmanul nostru nu se oprește, nu are scrupule, nu-l interesează. Atacă acolo unde simte că are un punct vulnerabil. C.S. Lewis spunea ceva foarte interesant. Nu există teren neutru în acest univers. Fiecare centimetru pătrat, fiecare fracțiune de secundă este revendicată de Dumnezeu sau este contrarevendicată de diavol. Nu există teren neutru. Nu vă prostiți singuri să credeți că sunteți cumva singurul care într-o zonă neutră în care nici nu are foarte mult de luptat, ispitele îl cam evită, nu există așa ceva. Ori într-o parte, ori în cealaltă. Nu există teren neutru. Lupta noastră nu e una fizică. Așa că dacă nu sunteți neapărat luptători, nici eu nu sunt. Lupta noastră este una spirituală. Avem de luptat cu un inamic pe care Scriptura îl descrie în felul următor. În Ioan 8:44. Ucigaș, mincinos, tatăl minciunii. Scriptura zice, când vorbește, minte. Ăla e limbajul lui. Nu e capabil să spună adevărul. Și asta e una dintre formele în care te va ataca în mod constant cu minciuna. Cum luptăm cu un astfel de dușman? Bine, ne uităm la singura persoană care l-a învins. E singurul exemplu pe care l-avem. Nimeni altcineva nu i-a rezistat. Nici Adam și Eva, nici David, mergem mai departe, nimeni. Numai Hristos. Domnul Iisus este singurul care reușește să câștige și să-i reziste. Hai să ne uităm cum o face. Știți povestirea, Iisus este dus în pustie, 40 de zile și 40 de zile de post și la final apare dușmanul. Nu venit în prima zi, nu venit în a doua zi, deci și după două zile de post, nu e ușor, vine la final. Și dacă te uiți la modalitatea în care îl atacă, te uiți la ceea ce îi spune, e minciună după minciună.
versete scoase din context, care e tot o formă de minciună. Să spui jumate de adevăr, să spui lucrurile într-o anumită formă, e tot minciună. În primul rând, se folosește de nevoia, o nevoie reală. Da? 40 de zile, după 40 de zile, Iisus era flămând. Nu există o altă variantă, era înfometat și îi trebuia mâncare. Și prima ispită. Fă pâine. Ai puterea, poți să o faci. De ce nu? Dumnezeu te va ierta, înțelege, el ți-e foame. Și așa a atacat-o pe Eva, și a atacat pe Hristos și așa te atacă și pe tine. Ai o nevoie, poți să o împlinești. Dumnezeu te iartă. Nu scrie în Scriptura voastră că Dumnezeu e dragoste? Te iartă. Împlinește-ți nevoia. Se poate, o să fie bine. Împlinește-ți nevoia. Cum răspunde Iisus? Este scris. Iisus răspunde cu adevărul Scripturii. Și diavolul? Ok, și eu pot. Diavolul știe Scriptura. O știe suficient de bine ca să încerce să ne păcălească cu ei. Și diavolul îl ia, îl duce pe templu. Sari, căci este scris. Îngerii lui te vor prinde. Și din nou Iisus răspunde tot cu Scriptura, dar nu cu versete scoase din context. Și în al treilea rând, din nou diavolul încearcă. Închină-te mie, mergem mai departe, tot o să fie bine, îți dau tot ce ai nevoie. Și cam așa ar suna ispita și pentru tine, astăzi. E complicat acolo cu regulile, cu creștinismul, cu... Uite ce simplu e. Fă cum îți spun eu, e mai simplu, e mai ușor. Și din nou Iisus răspunde, este scris. Este scris. Adevărul Scripturii este singurul mod prin care noi putem lupta cu inamicul pe care îl avem. Singurul mod. Iisus a luptat în felul acesta și diavolul a plecat. Dacă a fost suficient de bun pentru Iisus, este suficient de bun și pentru noi. Cuvântul Scripturii este singurul lucru pe care noi îl putem folosi în lupta cu ispita. În Efeseni 6, Pavel descrie foarte frumos armura pe care noi o avem ca să rezistăm uneltirilor diavolului. Da? Și avem coif, avem o armură completă, avem sandale, avem coif, avem scut, avem platoș, avem tot ce ne trebuie. Și dacă vă uitați atent în text, să vedeți că avem o singură armă de atac. Una singură. Și Scriptura zice așa, versetul 17 din capitolul 6. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Avem o singură armă de atac. Cartea asta, pe care o avem în mai multe exemplare, fiind student la teologie, cadou preferat din partea altora pentru mine sunt Bibliile, ori de studiu, ori așa simple, și am un raft întreg. Jumate dintre ele cred că nici nu au fost deschise, aștept să le fac cadou la rândul meu. Dar avem cea mai puternică armă posibilă. Nu e o carte veche, nu-s povești expirate, nu-s povești de adormit copii. Cuvântul ăsta e viu. Cuvântul ăsta transformă vieți, cuvântul ăsta dă viață, cuvântul ăsta modelează, transformă, schimbă, îmbărbătează, încurajează, mustră atunci când este cazul. Sabia asta e singura armă de care noi avem nevoie în lupta cu diavolul. În Evrei 4:12 ni se spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu e plin de putere, dă viață din abundență. Tot ce avem nevoie este cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, dacă ne uităm în Apocalipsa, în primul capitol, versetele 14 la 16, o descriere senzațională pe care Ioan o face referitoare la Domnul Iisus. Și în versetul 16 zice așa, în mâna dreaptă avea 7 stele și din gură îi ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Hristos proclamă cuvântul, Hristos este cuvântul, nimic altceva. Tot ce va face când va reveni, va vorbi cuvântul lui Dumnezeu. A fost suficient de bun pentru Iisus. Trebuie să fie suficient și pentru noi. Este suficient și pentru noi. Dar pare o problemă.
Problema este că de multe ori, noi ca și luptători în armata lui Dumnezeu, nu știm unde ne este sabia. O avem undeva în casă, poate e pierdută, poate ne amintim așa vag pe unde îi, dar nu o avem la noi, nu e la noi, nu e în teacă. De multe ori, când inamicul nostru vine, sabia noastră nu e la noi. Și în acel moment, în acel moment prielnic, diavolul te prinde nepregătit, n-ai sabia la tine și te lovește frontal. Unde îți este sabia? Ai o armă extraordinar de puternică. Trebuie să o folosim. N-avem altă variantă. Și pe lângă arma asta foarte puternică, avem și o promisiune din partea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 10, versetul 13, zice că pe voi nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, iar Dumnezeu este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și odată venită ispita, va pregăti calea de scăpare ca să o puteți răbda. Acum, foarte pe scurt, pentru că există mai multe interpretări ale acestui verset, nu este individual pentru fiecare. Deci nu înseamnă că dacă tu crezi că nu poți rezista unei anumite ispite, Dumnezeu te va feri de ea. Nu. Ce vrea să transmită versetul ăsta, vorbește despre puterea omenească. Adică nu va fi niciodată o ispită la care să-ți fie imposibil să-i reziști, să fie o ispită supranaturală și să spui am luptat cât am putut, dar nu exista nicio variantă să-i rezist. Nu. Niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Ispita poate fi înfrântă. Poți să-i reziști. Este promisiunea lui Dumnezeu. Și pe lângă asta îți promite că te ajută să ieși, să rabzi. Trebuie să faci ceva, trebuie să lupți ca să rabzi. Avem într-adevăr un dușman. Într-adevăr avem o luptă de dus. Și pe cont propriu niciunul n-am avea nicio șansă. Ar fi un mesaj foarte scurt, aș fi terminat de vreo 10 minute. Am intrat în luptă, am pierdut și am plecat acasă. Dar avem câteva elemente care ne dau avantajul, care ne pun din nou în postura în care putem câștiga lupta asta. Avem dușmanul în față, avem lupta de dus și avem câteva elemente care ne pun din nou în avantaj. În primul rând avem sabia cu două tăișuri, da? Avem cuvântul viu al lui Dumnezeu care poate să te ajute să scapi de orice ispită, absolut orice ispită. Pentru orice lucru vine în viața ta, există un adevăr al Scripturii care îl combate. Pentru orice prezintă dușmanul în fața ta, Dumnezeu are un text în Scriptură care te poate ajuta. Să nu crezi minciunile diavolului, să nu crezi prostiile pe care le îndrugă și să-i reziști pentru fiecare. Înainte să poți face față acestei ispite, trebuie să faci ceea ce a făcut Iisus. Iisus a vorbit cu Scriptura. Iisus știa Scriptura. Și noi trebuie să facem același lucru. Trebuie să strângem cuvântul lui în inima noastră ca să nu păcătuim. Că atunci când vine ispita peste noi, să știm ce să spunem. Cum faci lucrul ăsta? Îl citești în fiecare zi. Îl lași pe Dumnezeu să vorbească în viața ta adevărurile Scripturii, să te hrănească și să te încurajeze, să te îmbărbăteze. Ca în momentul în care ispita vine, să știi ce să faci. Deci avem o armă fenomenală și trebuie să învățăm să o folosim. În al doilea rând, avem promisiunea lui Dumnezeu că indiferent de ispită, există și o cale de ieșire. Există o cale prin care putem câștiga. Și avem promisiunea și însoțirea lui în fiecare moment, în fiecare ispită, indiferent de ispită, promisiunea lui Dumnezeu stă în picioare. Și în al treilea rând, și asta vreau să vă rog să fiți foarte atenți, lucrul ăsta pentru mine a schimbat mentalitatea cu care am luptat. Noi nu luptăm pentru victorie, ci noi luptăm de pe poziție de victorie. Eu nu mă lupt cu un dușman care ar putea fi învingător, nu. El a pierdut deja lupta, Hristos l-a învins. Și știind lucrul ăsta, eu mă lupt de pe o poziție de victorie și nu-i voi da voie unui dușman care a pierdut lupta să mă tragă în jos după el. N-are voie, pentru că eu nu lupt pentru victorie, ci bazat și ferm încredințat pe victoria lui Hristos,
lupt de pe o poziție de victorie. Nu-i dau voie. Nu-i dau voie. Lucrurile astea le știi numai dacă strângi cuvântul în inima ta, dacă îl citești. Îți vei proteja familia, îți vei proteja credința, îți vei proteja viața, integritatea morală, spirituală, copiii, finanțele, toate lucrurile astea. Nu-i dai voie. Tragi o linie în nisip în fața ta și nu-i dai voie să treacă. Ai sabia, ai promisiunea și ai victoria lui Hristos. Avem tot ce trebuie pentru a rezista și pentru a răbda ispitei, absolut orice. Și aș vrea pe final să ofer patru sfaturi foarte importante, în mod deosebit pentru cei care poate vor să înceapă să lupte. Sunt foarte utile și pentru cei care deja luptați și vă păstrați frontul curat și luptați în fiecare zi. Dar în mod deosebit pentru cei care poate în mod constant se întorc la același păcat. În mod constant promit că nu mai fac și totuși se întorc la același. Îs înfrânți înainte să înceapă ziua, înainte să se dea jos din pat. O pierdut lupta, n-au nicio șansă. Dacă te-ai săturat, dacă ai obosit să fii învins, sfaturile astea, și nu spun în ușor, dar sfaturile astea îți garantez că te vor ajuta. Nu pentru că vin de la mine, îs din Scriptură. Și pentru că eu personal le-am folosit, toate patru. Singurul mod în care am reușit să înving orice demon pe care l-am avut în viața mea, orice ispit, orice încercare, orice problemă, orice dependență, a fost când am ascultat de aceste patru sfaturi. Altcineva mi le-a dat mie, dar ele toate se găsesc în Scriptură. Și împreună cu armele pe care le avem, cu arsenalul pe care le avem, ne oferă o șansă să câștigăm luptele de fiecare zi. În primul rând, primul sfat, mărturisește lui Dumnezeu păcatul tău. Nimic nou, nimic spectaculos. Chiar dacă Dumnezeu știe și poate ți-e rușine să-i spui, ai curajul să mărturisești păcatul tău înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El e credincios și drept și te iartă. Primul pas în rezolvarea oricărui viciu e să recunoști că ai o problemă. Mă gândesc acum la întâlnirile de sobrietate. În liceu mergeam ca și voluntar la o întâlnire cu niște bărbați care se luptau cu demonul ăsta de ani de zile și ei rezistau. Primul lucru e să recunoască faptul că au o problemă. Asta era prima chestie, recunoști că ai o problemă. În cele din urmă, dacă ne uităm în Psalmul 32, David își mărturisește păcatul, își plânge păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și îl spune așa, fericit este cel al cărui fără de lege este iertată, cel al cărui păcat este acoperit. Fericit este omul căruia Dumnezeu nu-i ține în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu există înșelăciune. Când tăceam, când încercăm să ascundem păcatul, când credem că îl putem ascunde, mi se uscau oasele pentru că toată ziua gemeam, zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns nelegiuirea mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și astfel tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, fiecare credincios să ți se roage câtă vreme mai poți fi găsit. Iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge. Numai dacă îți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu, poți avea parte de iertare. Nu există o altă variantă. Mărturisește-ți păcatul înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Mărturisește persoanelor potrivite. Nu trebuie să mărturisești înaintea întregii biserici, nu trebuie să mărturisești înaintea grupului mic, nu trebuie să mărturisești la toată lumea. Dar trebuie să mărturisești față de persoana împotriva căreia ai păcătuit. Dacă te-ai uitat la ce nu trebuia să te uiți, ți-ai înșelat fie soțul, fie soția. Dacă ai făcut ceva ce nu trebuia să faci, poate ai păcătuit împotriva părinților, împotriva copiilor. Mărturisește persoanelor potrivite.
De ce? Ce rost are? E bine, Iacov ne spune că dacă ne mărturisim păcatele unii altora și ne rugăm unii pentru alții, putem fi vindecați. Da, doare când ți se spune că ai fost trădat. Da, te simți rănit, te simți înșelat. Și toate sentimentele alea sunt normale, sunt justificate. Dar dacă nu le mărturisești, începe să apară o distanțare în relația respectivă. Apare ceva acolo și nu știi exact de ce. Dar când dai voie, dai timp, Dumnezeu vindecă relația respectivă. Și mărturisind păcatul persoanei potrivite, poți avea vindecare. Mărturisim lui Dumnezeu pentru iertare și persoanelor potrivite pentru vindecare. E foarte important. 3. Elimină potențialele pericole. De ce să risc să pierd o luptă mâine pe care o pot evita astăzi? Pot să-mi pun diferite bariere în viața mea prin care să mă asigur că în momentele de slăbiciune nu mă aflu pe marginea prăpastiei. Evită potențialele pericole. Fiecare dintre noastre știți care este acea problemă. Știți care ispita care parcă își face mai des apariția decât celelalte. Evită potențialele pericole. Și 4. Cere ajutorul cuiva. E foarte important. Trăim în comunitate, trăim în familii, avem grupuri. Nu e la întâmplare. Avem nevoie de ajutorul celuilalt în lupta noastră. Pentru că vor fi momente în care ești slab. Vor fi momente în care nu știi ce să faci. Pentru că există 3 lucruri care sunt foarte facile în săvârșirea oricărui păcat, indiferent de problema pe care o ai. Sunt 3 lucruri. Singurătatea, da? Deci intimitate, acces și plictiseală. Și la câțiva ani după ce am crezut că lupta asta s-a terminat, că nu mai am o problemă de genul acesta, m-am trezit într-o zi cu toate cele 3 elemente. Singur, plictisit și cu acces la internet. Și dintr-o dată am simțit o presiune asupra mea, cum nu simțisem de ani de zile. Și m-am oprit și am zis, ce fac? Stai numai puțin, cum se poate așa ceva? Eu am terminat cu chestia aia, nu mă interesează. Și nu știam ce să fac. Și primul lucru care mi-a venit în minte, cer ajutorul cuiva. Da, cui? Cui poți să-i spui lucrul acela? Trebuie să fie suficient de apropiat. Sunt mai multe lucruri care sunt implicate. Așa că am luat telefonul și l-am sunat pe tatăl meu. Și înainte ca să spun restul povestii, știi, trebuie să înțelegeți ceva. Discuțiile noastre, în mod special la bărbați, nu durează mai mult de 3 minute. În 3 minute am spus ce s-a întâmplat într-o lună și am rezolvat și 2 probleme, revizia la mașină. În 3 minute am rezolvat tot. Între femei, cu mama, nu reușesc nici într-o jumătate de oră. Bun. Rare ori vorbim foarte mult la telefon, numai dacă n-am vorbit într-o perioadă mai îndelungată. Dar nu era cazul aici. Și l-am sunat și timp de 36 de minute am vorbit la telefon. E record, deci record mondial. Nu știu dacă a știut în momentul ăla cu ce mă ajută. Nu i-am spus niciodată. În momentul în care am depășit, în care presiunea s-a ridicat, am putut să închei conversația. Am avut nevoie de ajutorul cuiva. Nu ești slab să ceri ajutorul. Asta mă doare. De multe ori credem că e un semn de slăbiciune să ceri ajutor. Nu, e un semn de curaj. E un semn de tărie de caracter. Să ceri ajutorul înainte să greșești. Înainte să cazi. Înainte să trebuiască să repari ceva ce ai stricat. Cere ajutorul cuiva. Cere ajutorul cuiva. După toate astea, după ce ai mărturisit lui Dumnezeu, după ce ai mărturisit persoanelor potrivite, după ce ți-ai setat bariere, după ce ai eliminat pericolele și după ce ai cerut ajutorul cuiva, caută-ți sabia. Caută-ți sabia și învață-o să o folosești.
Așa că atunci când diavolul vine, amintește-i cine ești. Amintește-ți ție cine ești. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești răscumpărat, ești transformat, ești schimbat. În tine stă aceeași putere prin care Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos. Nicio armă făcută împotriva ta, atâta timp cât ești în Hristos, nu poate să biruiască. Amintește-ți cine ești, amintește-i diavolului atunci când vine, că nu te poate doborâ, pentru că toate lucrurile astea le știi. Îți știi identitatea, știi cine ești. Luptă-te! Atâta timp cât Hristos e de partea ta, și tu ești de partea lui Iisus, nimic nu te poate doborâ. Și tot Iacov ne zice, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. A fugit și de la Iisus, după o luptă crâncenă, după o luptă intensă, până la sânge, diavolul fuge. Și prin intermediul unor îngeri, Dumnezeu vine și îl îngrijește pe Iisus. Luptă-te și Dumnezeu îți va purta de grijă după, te va ridica, te va șterge de praf, îți va lega rănile pentru că ai luptat. Nu o să fie ușor, nu e niciodată ușor. Așa că dacă te-ai săturat, deci dacă te-ai săturat să fii învins întotdeauna, dacă te-ai săturat să adaugi păcate peste păcate, minciuni peste minciuni și să nu mai știi în ce direcție e sus, mărturisește-și lui Dumnezeu în momentul ăsta. Ia un moment, ești numai tu cu Dumnezeu, nu te vede nimeni. Mărturisește-i și cere-i puterea să mărturisești și persoanei potrivite. Roagă-L să te ajute să începi să lupți de astăzi. Ia-ți poziția, caută-ți sabia, scoate-o din teacă, du-te acasă, caută-o, șterge-o de praf dacă trebuie și începe și învață să o folosești. Și Dumnezeu te va însuți în orice luptă, în orice bătălie. Ai un dușman? Da. E el redutabil? Da. Dar Hristos, Dumnezeu, de partea ta, nimic nu te poate doborâ. Absolut nimic nu te poate doborâ. Lasă-L pe El să te ridice. Dacă e jos, lasă-L să te ridice. Lasă-L să te mustre, să te îndrepte, să te încurajeze, să te formeze. Și încet, încet, vei simți că poți și îl vei opri, îl vei ține la distanță. Îți vei proteja viața, îți vei proteja familia, îți vei proteja copiii și îți vei proteja moștenirea.